Pentru un weekend, Brașovul s-a transformat în Silicon Valley. Nume importante din tech, dar și de la Hollywood au venit pentru un party spectaculos de Halloween. Angelina Jolie este unul dintre cele mai mari nume de la petrecerea fastoasă. Actrița este așteptată să ajungă astăzi în România și să se cazeze la un hotel de lux din Brașov. De asemenea, au mai fost remarcate personalități cunoscute în lumea tech, precum Peter Thiel, cofondatorul platformei PayPal, sau Sergey Brin, cofondatorul Google. Însă numele cel mai des vehiculat este cel al lui Elon Musk. Noul șef de la Twitter ar urma să ajungă și el tot astăzi în România. Managerul de marketing de la Brand, Alexandru Prișcu, a vorbit în direct la Lev News despre ce urmează să se întâmple diseară la castel. Pot să vă spun este că zilele următoare noi avem niște evenimente, sunt corporate, nu avem nimic privat sau nu avem nimic dedicat vreunei persoane fizice. Sunt evenimente pe care noi le organizăm de 13 ani, iar lista participanților nu ne este comunicată. Nu avem absolut nimic oficial legat de participarea vreunuia dintre aceste două persoane la vreun eveniment la Castelul Bran. Dar cu mai multe amănunte despre petrecerea de la Castelul Bran, vine acum colega mea, Mădălina Bucur, editor al Lev News la Brașov. Bună, Mădălina! Bună! Care sunt ultimele informații pe care le avem despre party și ce pregătiri s-au făcut în Poiana Brașov pentru acest eveniment înfricoșător, am putea spune? Da, așa e. Ca și prima experiență trăită de o parte din vedetele ajunse deja în România, undeva la 150 la număr, și care ne va duce numele peste hotare, a fost la o sână turistică din Poiana Brașov, dar creată într-un stil modern. Locația a fost închisă publicului încă de vineri pentru pregătiri. Evenimentul a început în jurul orei 19, iar ultimii participanți au plecat de acolo abia la 3 dimineața, dar în România se mănâncă și se dansează bine, probabil asta vor spune despre noi. Imaginează-te așa, din drumul principal până acolo este un drum pietruit, mai bine de un kilometru, e un drum șerpuit care era efectiv conturat de făclii. Imaginea era spectaculoasă și îți dădea o senzație de necunoscut, pentru că acolo totul e înconjurat de pădure. Mai multe mașini scumpe, E-Class, S-Class, dar și dube cu geamuri furmurii s-au îndreptat spre locația aflată la distanță și unde nu aveai acces. Oricum, miliardarii erau costumați de Halloween, iar acolo erau și paznici care verificau actele invitațiilor. E probabil cel mai potrivit loc unde vedetele au putut vedea dansuri tradiționale române și au gustat de asemenea tot așa produse locale. Tot la această sână există un loc amenajat pentru foc de tabără, uriaș, așa ca să fie incluși invitații în ritualul Contelui Dracula. Pe Facebook, reprezentanții restaurantului au anunțat că au localul închis pentru un eveniment privat, fără să confirme prezența vedetelor internaționale, ceea ce e și de înțeles din cauza măsurilor de securitate. Cum am auzit cu toții și reprezentantul Castelului Bran, nu confirmă vreun nume, el spune că nu cunoaște, probabil tot așa au fost obligați cu toții să semneze contracte de confidențialitate, angajaților tot așa probabil i s-au luat telefoanele ca să nu facă vreo înregistrare, cum se întâmplă de altfel la alte evenimente importante. E de înțeles să nu lase mână liberă în apropiere tuturor curioșilor și asta pentru a proteja miliardarii și vedetele internaționale. În cursul acestei zile vor mai ajunge în Brașov și celelalte vedete invitate. Costumele lor au fost create de designer internațional și aduse cu mare grijă în țară, iar miliardarii se vor îndrepta spre bar abia după ce se va încheia programul de make-up și styling. Mădălina, îți mulțumesc pentru informații.